Decizia profesorului Adrian Mihăilă de a înscrie echipa de volei Speranțe în campionatul municipiului București se dovedește una extrem de benefică pentru pregătirea fetelor. La ultimul joc, disputat în compania unei formații alcătuită din senioare, Thunder Spike București, tinerele sportive din Câmpul Lung au fost solicitate la maximum, ajungându-se ca un punct să fie jucat pe parcursul la 2 minute, fapt mai rar întâlnit în acest sport. Tehnicianul mușcelan s-a arătat foarte mulțumit de evoluția fetelor și de faptul că astfel de partide contribuie la ridicarea nivelului de pregătire al sportivelor în vederea atingerii obiectivului stabilit pentru acest sezon, câștigarea medaliilor cele mai strălucitoare. A fost un joc deosebit de spectaculos, dovadă fazele lungi care s-au desfășurat și în care echipa noastră, chiar dacă este de U15, s-a descurcat foarte bine. Rezultatul final a fost favorabil echipei mai experimentate, echipei din București. Dar sunt foarte mulțumit de evoluția fetelor noastre. Tocmai aceasta a fost și ideea de a participa în acest campionat în compania unor formații mult mai bune decât noi. Am primit și aprecieri, a fost un joc spectaculos, un joc de durată, a durat aproape 2 ore. Pregătirea celor două formații de volei Under 15 care participă în campionatul național continuă, întrucât la sfârșit de săptămână urmează să se desfășoare turneul cu numărul 4, partidele disputându-se la Câmpul Lung.